Sucevenii au avut parte în acest weekend de un spectacol incendiar oferit de Voltaj și Cătălin Dezbrăcatu. Toți pasionații de cumpărături și distracții au fost prezenți sâmbătă la Shopping City Suceava, la maratonul prețurilor mici. Cei care sunt iubitori de shopping au putut să-și facă cumpărături din magazinele Shopping City Suceava, care au venit în sprijinul sucevenilor cu o serie de reduceri. Pe lângă cumpărături și distracție, participanții la eveniment au avut ocazia să urmărească ultimele tendințe în materie de modă și să asiste la un show de divertisment alături de invitații speciale ai evenimentului. Atmosfera a fost întreținută de celebrul personaj Cătălin Dezbrăcatu, care a oferit premii în valoare de peste 3.500 de euro pe parcursul întregii seri. Evenimentul a avut numeroase concursuri cu premii pentru public, iar cumpărăturile în valoare de minimum 120 de lei au adus primilor 300 de clienți vouchere în valoare de 50 de lei pe loc. Am premii în continuare de dat. Eu vara nu dorm, eu vara muncesc. Doamnelor și domnilor, am 10... premii pentru doamne și domnișoare în special, și anume din partea Energy Fitness Club o lună de fitness plus o ședință de Kango Jumps gratis. Să rămân acum vorbiți. Câți anișori aveți? 39. Și sunteți interesată de abonament, da? Bun. Îi spuneți că ați vorbit cu mine, arătați respectivul premiu și vă apucați de treabă. Succes! Pentru ce faceți? Pentru de dimineață? Pentru ce faceți aerobic? Domnișoara mea cea mare care este acolo, un cadou. Unde este domnișoara? Pentru ea vreți să faceți? Păi ea arată bine. A, și mai bine. Felicitări, scumpă doamnă! Pentru fetiță, așa-i? Bravo! Luați mașinuța de pâine! Să o folosiți cu plăcere, luați și bonul! Să vezi ce te îngrașă, mămica, acum! Te pot, cum te cheamă, iubire? Alesia! Alesia, să folosești cu plăcere, mami, ai grijă să nu cazi cu mașina. Și mai am un robot și ăsta, storcător de nervi, fructe, suc, ce este? Evenimentul s-a încheiat cu un mega concert susținut de cunoscuta trupă Voltaj.